În episodul de astăzi vom vorbi despre detoxifierea organismului pe cale naturală, vom afla care sunt semnele principale care ne arată că avem nevoie de detoxifiere, câteva detalii despre beneficiile detoxifierii, pentru ca mai apoi să vedem câteva metode simple de detoxifiere care se pot pune în practică chiar de acum. Cum știm că avem nevoie de o cură de detoxifiere? Iată câteva semne pe care corpul nostru le transmite atunci când are nevoie de ajutor și o detoxifiere ar fi binevenită. Avem dureri de cap sau migrene, oboseală nejustificată, lipsă de energie. Avem o stare de somnolență și ne trezim greu dimineața. Pofta de dulciuri și alte alimente de tip junk food crește. Respirația devine urât-mirositoare. Nasul este înfundat, avem alergii rinite sau sinuzite. Imunitatea este scăzută. Suntem predispuși la indigestie, reflux gastric, greață și stare de vomă. Avem dureri musculare și articulare. Stările depresive, de nervozitate și anxietate încep să fie din ce în ce mai dese. Devenim supraponderali și cu predispoziție la obezitate. Pentru a afla dacă vi se potrivește o cură de detoxifiere, vă recomandăm să consultați medicul specialist. După ce urmăriți acest clip, vă recomandăm să vizionați și cura de 10 zile de detoxifiere cu sucuri, unde veți putea vedea detalii despre o cură totală de detoxifiere, o altă cură simplificată, dar și modul în care se pregătește acest proces de 10 zile. Găsiți linkul în descriere și în primul comentariu fixat. Pe această cale vă mulțumim că urmăriți clipurile Viață Sănătoasă și nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult să creștem și astfel să fim găsiți mai ușor. Beneficiile detoxifierii. Eliminarea reziduurilor din organism reprezintă obiectul principal al detoxifierii organismului. Permite corpului să elimine orice exces de deșeuri acumulate, ajutând astfel procesele naturale de filtrare și eliminare de toxine ale corpului. Slăbire sănătoasă. Slăbirea nu este sinonimă cu detoxifierea organismului. Înlocuind alimentele nesănătoase cu unele care vor ajuta organismul, se elimină numeroși factori care duc în timp la îngrășare. Sistem imunitar fortificat. Prin detoxifierea organismului, organele vor funcționa în parametri optimi. Acest lucru se reflectă în întregul sistem corporal, dar în mod special vor susține activitatea sistemului imunitar. Gândirea clară. Un program bun de detoxifiere ne va face să devenim mai atenți la starea de spirit în timpul procesului de purificare. Metode de detoxifiere. Postul alimentar. Înainte de a elimina toxinele din corp, trebuie să ajutăm organismul să se relaxeze. Pe lângă prevenirea pătrunderii substanțelor chimice alimentare în organism, postul împreună cu hidratarea corespunzătoare ajută la curățarea organelor vitale, inclusiv a ficatului. Pentru detoxifiere, încercați să țineți post până la 3 zile și beți minimum 2 litri de apă pe zi. Exercițiile fizice. Sunt recomandate 20 de minute de mișcare pe zi, pentru a menține sănătatea corpului și pentru un psihic sănătos. Sedentarismul nu este benefic. Exercițiile fizice ajută la menținerea sănătății plămânilor, inimii sau sistemelor fiziologice și, prin urmare, eficientizează eliminarea toxinelor din corp. Consumul de apă. Apa ajută la eliminarea substanțelor chimice din intestin și rinichi și la menținerea sănătății întregului organism. Pentru detoxifierea organismului, este necesară o cură cu apă care durează 6 săptămâni. Apa trebuie să fie cât mai filtrată, neținută la frigider și băută în fiecare zi pe stomacul gol. Cura de detoxifiere a organismului se începe cu 500 de ml de apă și se ajunge treptat la 3 litri consumați în cea de-a treia săptămână. Apoi, se poate reduce consumul de apă în funcție de preferințe. Adoptați o dietă bogată în alimente cu rol antiinflamator.
Viața modernă atrage după sine un program neregulat în luarea meselor zilnice. Se recomandă urmarea unui orar fix și alegerea unei diete care vă poate ajuta să evitați nitrații, hormonii și antibioticele din alimentele procesate. Încercați să consumați produse alimentare anti-inflamatorii, precum roșii, ulei de măsline, nuci, fructe și legume verzi, verdețuri. Iar ca adjuvante, puteți apela la tratamentele naturiste pentru detoxifierea organismului atunci când nu aveți posibilitatea de a urma o dietă. Produsele naturale pentru detoxifiere sunt sigure și la îndemâna oricui. Somnul. Somnul este foarte important pentru că oferă o detoxifiere nocturnă. Un studiu efectuat de cercetătorii de la Harvard a relevat că lipsa somnului de calitate poate afecta sistemul limfatic. Este important să acordați prioritate somnului ca o metodă de detoxifiere a întregului organism. Limitați consumul de sare. Prea multă sare contribuie la păstrarea excesului de lichid, mai ales dacă aveți o afecțiune la nivelul rinichilor sau ficatului. De asemenea, consumul de sare în exces poate avea un impact negativ dacă nu beți suficientă apă. Aceasta, din urmă, este responsabilă în proporție de 50% de detoxifierea organismului. Dacă veți crește aportul de apă, corpul va reduce secreția hormonului antidiuretic și va spori urinarea, eliminând mai multă apă și produse reziduale. Ați aplicat vreodată vreo cură de detoxifiere a organismului? Scrieți-ne în comentarii despre experiența avută. Dacă îți place acest video, apasă butonul like. De asemenea, îl poți trimite și prietenilor tăi apăsând butonul share. Pentru mai multe subiecte interesante, abonează-te la canalul Viața Sănătoasă.